Sărbătoarea recoltei și a vinului românesc a adus și în acest an cei mai vestiți producători de produse bio la malul mării. De la legume naturale până la fructe produse în România și preparate bio din lapte sau carne, clienții au de unde alege pentru a-și face provizii pentru sezonul rece. Am venit cu pastrame de tot felul, de purcel, de berbecuț, de vițel, de la maramure și ghetul mărmației. Sunt pregătite în casă, fără conservanți, fără euri, fără întăritori. Și le-am pregătit cu mult drag. Cei mai mulți vizitatori și-au îndreptat atenția nu doar către preparatele din carne, ci și către legume. Am luat ardei ca abia să coc, să pun la congelator. Cum se fac prețurile? Bune, bune, sunt prețuri bune. Am venit la târg cu gândul să găsesc produse românești, ale noastre, autentice românești. De la sărbătoarea recoltei și a vinului românesc nu putea lipsi nici licoarea lui Bacchus. Avem mai multe sortimente, seci și demiseci. Sunt vinuri stabile de anul trecut, acum suntem în plin cules și n-am putut să venim cu vinurile. Avem un Cabernet Sec, un Merlot care este roze și care este în trend, un Pinot Gris care este demisec și Chardonnay Sec. Îndemnul către vizitatorii prezenți la deschidere de a mânca sănătos a venit din partea primarului. Mărturisesc, fac sport și mănânc produse naturale. Așa că ăsta este un lucru pe care îl recomand tuturor. Bine, sunteți oameni, unii în vârstă care nu mai puteți să faceți sport, dar voi copiii toți puteți să faceți sport. Și uitați mâncărurile alea foarte colorate. Cei care au lipsit în prima zi de la sărbătoare vor putea îmbina cumpărăturile cu petrecerile populare până pe 5 octombrie.